Ai un crush pentru pipișor? Bine și Clara? Bravo, Clara! Cine mai lipsește în priza asta? Mami lipsește! Hai, mami, și tu! Cu ceas, cu gumă, cu ascățitoare, exact ce ne trebuie la școală. La noi, la o zi la școală și le folosești ca grădiniță. Am învățat din nou să zbor, să trec peste zile care dor, dar nu-i nimic întâmplător, eu știu că e soare după nori. Am învățat din nou să zbor, să trec peste zile care dor, dar nu-i nimic întâmplător, eu știu că e soare după nori. Cea mai frumoasă duminică este duminica în familie, iar duminica mea arată așa, cu prințesele mele, Ela și Clara, roz bonbon, sunt fericite pentru că am o surpriză pentru ele, le-am spus că am o cutie, nici eu nu știu ce este în acea cutie, niște jucării, niște... efectiv nu știu. Clara vrea bebei cu Suzetă, Ela vrea unicorn și Else. Dar nu cred că avem nici bebei, nici unicorni, așa că sunt foarte, foarte curioasă să văd și eu ce avem, stați cu noi. Pentru că astăzi este o zi cu distracție și... Jucăriile sunt de la site-ul Branded Toys. Le-am primit, să ne jucăm cu ele. Și dar ce faci? Ți l-ai depozitat aici? Da. Ai pus aici, l-ai depozitat, da? Să știi că aveți amândouă la fel, nu trebuie să le depozitezi. Noroc că le-au pus două la fel. Noroc, scrieți în comentarii cum se ceartă copiii voștri pe jucării. Că și eu știu și trebuie tot timpul să am două la fel dacă se poate, indiferent că nu-s potrivite vârstei. Nu contează, trebuie să fie două la fel. Iar începem să depozităm la spate. Avem un bloc cu mini de desenat și cu acuarele. Și aici avem cu Barbie. Și cu Elsa acolo. Uite vita mea. Și cu... Nu, aici cu patru cățelușilor! Hai să le împărțim. Unul cu Elsa, unul cu mine. Am caiet pe Elsa, cu ceas, cu gumă, cu ascuțitoare, exact ce ne trebuie la școală. La noi, la o zi la școală și le folosești ca grădiniță. Avem caiete și cu mini, să tot desenăm. Asta cu apă, iubita. Aici punem apă și facem o colorul pe mini. Hai, și avem și cu maimuțici. Și aici? Prima maimuțici! Da, ai și tu un minut. Te ajut eu? Uite, avem mai multe forme de Elsa și pur și simplu, super! Și apeși aici. Hai să punem apă aici și uite, le punem așa, vezi? Uite. Ia uite, s-a și colorat. Așa, și acum, uite. Vezi? Wow, ce frumos e, s-a și colorat. Stai să întind toată apa asta, așa. Eu vreau să mă joc cu patru cățelușilor. Ah, deci iau apțipilul de aici și îmi caut desenul care se potrivește. Ia să-l caut. Îl caut. Cum îl cheamă pe ăsta, Ela? Cum îl cheamă? Chase. Chase. Îl caut pe Chase și îl pun pe Chase unde îl găsesc.
De se tăvălește el așa. Se tăvălește. Cum îl cheamă? Rubble. Chase. Chase. Sky. Marshall. Marshall. Zuma. Zuma. Și mai era unul verde. Unde e? Ia să vedem. Rocky. Iar uite-o și pe Everest. Ei, Ela! Ei, Ela! N-am loc, Ela! Vai, ce frumos deja faci cu... Fac prima dată pe Elsa. Ochelarii fac roz, uite Clara! Eu știu că e soare după noi. A venit? Pipișor! Pipișor? Îți place de pipișor? Pipișor a venit să repetăm pentru o nouă coreografie. Posibil. Ciao. Vedeți, el exprimă cel mai bine ceea ce suntem noi de 100 de ani, 1000 de ani. Eu vreau să știu de ce e un tablou așa și nu e un tablou cu Andreea Bălan. Asta m-am întrebat și eu, dar am zis să folosesc doar o parte a casei, celelalte scări, unde să fie altarul meu, iar aici să fie un tablou al dragostei. Nu dragostea Andreea Bălan. Și aici avem locul de joacă pe care îl arăt în story-uri mereu. Și atât de bine mă simt aici, atât de relaxată când văd aceste jucării. Avem o colecție întreagă de Barbie, avem patrula cățelușilor, mici și mari, avem Blue și Bingo, avem Peppa Pig, avem bebe. Spune, cum vrei să arate tortul de ziua ta pentru 4 martie? Cum vrei să arate? Cum? Bebei, acaței și Zuma și ai mai zis pisici. Pisici și pipișor? Îți place de pipișor? Și-l vrei pe tort? Pune pe pipișor pe tort? Da? Ai un crush pentru pipișor? Oh. Avem unicorni. Aceștia sunt unicornii din Mexic. Avem... De fiecare dată când merg într-o vacanță, bineînțeles, mă întorc cu ceva. Păpușele din Mexic, camilele din Dubai. Și avem foarte multe păpuși personalizate cu numele lor, făcute de diferiți prieteni de-ai noștri. Și să intrăm în camera lor. Bineînțeles, aici eroi în pijamale. Și aici este camera lor în care nu dormim, pentru că ele dorm cu mine. Avem unicorn, bineînțeles, acolo pe dulap. Mobila este cu Ariel. Avem Ariel acolo, avem acolo biroul tot cu Ariel. Aceasta și încă o păpușă pe schiuri a venit din Austria. Unicorn, acest pătuț frumos pe care nu dormim, pentru că ele dorm cu mine. Și aici avem hainuțele noastre. Aici este dulapul Clarei. Așa-i? Da. Și aici este dulapul Elei. Și bineînțeles că rochițele ele rămân mici, transferă pur și simplu în celălalt dulap. Și Clărița are mai multe rochițe. Acum văd că el are mai multe rochițe. Stelele mele. Ce vrei, da? Stelele. Stelele tale? Care stelele? Da. Ah, stai ta. Oare, ce caut aici? Aici, da. Și acestea sunt rochițele cu care vin din Mexic. Tot timpul aduc rochițe, de unde merg. Aici avem poșete. Pentru că dacă suntem prințese și avem rochițe, trebuie să avem și multe poșete. Și cam așa arată universul nostru. Deja am început să călătorim și cu cât creștem o să mergem așa în toată lumea. De aceea am pus acest tapet aici, ca să știe țările în care mergem. Sunt trebuie cu pipișor, e băiat? Da, e băiat. Și Alex băiat? Da, avem băieți. Te-ai fetiță, iubita. Da. Avem două fetițe. Două fetițe și de băieți. Deja aveți simpatie. Wow! Ți-ai pus două ceasuri, iubita? Știi cât e ora? Cât e? Salut! Pa! E ora 2? Mami, cât e ora?
3. Ora 3. Și vine și Clara? Vine și Clara? Bravo, Clara! Cine? Vai, ce frumos! Ți-a plăcut, Clara? Da. Ce faceți voi aici? Ne dăm mare! Mare! Știi cine mai lipsește în priza asta? Mami lipsește! Hai, mami, și tu! Ai loc. Uite, bravo! Gata. Mulțumim, Petrișor, pentru ziua de azi. Am făcut coreografie și acum mergem la mall. Mergem la mall, să fiți cu mine. Mergem la mall. Pa. Da. Dați sau nu dați? Bine. Wow! Pa! Te urmărim, Petrișa, da, te urmărim. Pe Instagram. Unde putem? Eu știu că e soare după puișor. Care ne place? Hai, apasă pe el. Se întâmplă ceva? Apasă pe el, ia. Ușor, ușor, ușor. Ia uite. Ce e acolo? Ia uite, dor de alea?